Salut, eu sunt Gicu și astăzi am să vă prezint fotografiile vândute pe site-ul Restock pentru luna iunie 2022. Pentru mine, iunie 2022 a fost cea mai bună lună din anul 2022 până când și datorită lui Adobe Stock mi-a luat niște poze în arendă. Colecția gratuită se numește, știi, dacă te ocupi cu fotografia Stock și mi-a luat în arendă 4 poze la $5. Este $20 și pe lângă asta am mai făcut și pe alte agenții și destul de reușită luna această lună. Pare un pic vocea cam obosită, să mă credeți, dar am făcut și alte videouri în această zi și e destul de cald, 35 de grade, așa că mă stăru și eu cum pot. Am venit aici să filmez la natură, ca în casă, totul e cald. Asta e, și aici e cald. E bine, dacă doriți să încărcați poze pe agențiile Stock, aveți link-uri în descriere. E bine, hai să vedem ce poze s-au vândut. Am scris toate datele în caiet aici și, ca de obicei, să-i dăm bătaie. Pe primul loc, după cum am menționat, Adobe Stock a vândut 7 poze și mi-a ieșit $24, 53 de cenți. Și hai să vedem acele 4 poze care s-au vândut pe Adobe Stock, care am făcut $20. Super poze, îmi pare bine că Adobe Stock le-a luat în arendă. Și acum hai să vedem pozele normale care s-au vândut pe Adobe Stock, cele mai importante. Frunză de bambus pe care am fotografiat-o cu un obiectiv pentru telefon macro și cu $1.23 s-a vândut, îmi pare bine. Această poză s-a vândut cu via stropită cu piatră vânătă împotriva dăunătorilor. La fel, această poză s-a vândut, e poza de top, acest substrat amestecat cu perlit s-a vândut cu 99 de cenți, e o poză așa texturată, genul ăsta. Și acum hai să vedem alte poze care s-au vândut pe Adobe Stock. Pe locul numărul 2 se află iStock și iStock a vândut 18 fișiere la $7.64. De fapt, 17 poze și un video, super că a vândut un video și a vândut el video cu un bananier pe care l-am filmat de aproape, rădăcinile bananierului am filmat de aproape și l-am filmat toamna și am încărcat acel video toamna și îmi pare bine că s-a vândut. Am înțeles că după ce pui video pe Stock, se vând după un an undeva. Asta e. Eu încerc acum să pun și eu mai multe videouri, ca de obicei. Și acel video s-a vândut cu $1.01. Această poză s-a vândut o sticlă cu acetonă cu $2.27. Super! De asemenea, s-a vândut poza cu aceste roșii într-o strachină cu $1.49. Destul de bine. Și acum hai să vedem alte poze care s-au vândut pe iStock sau Getty Images. Pe locul numărul 3 se află Alami și Alami a vândut o poză cu $6.28. Mă bucur că a vândut el o poză cu $6 tocmai și în luna mai tot a vândut o poză cu $6.30. Tot o poză similară și super, doar că
A vândut poza cu violeta africană, care o vedem aici, da. Pe locul 4, tocmai șata stoc s-a dus pe locul 4. Era pe locul primul, pe a doilea, dar mai mult era pe primul loc. Și a vândut 27 de poze la 5 dolari și un cent. A vândut planta dansatoare de două ori în luna iunie, super, îmi pare bine, pe care am fotografiat-o în 2020. A vândut aceste pere în copac, pe care tot am fotografiat în 2019 și în iunie această poză s-a vândut de 4 ori pe Shutterstock. De asemenea, această mătură pe pavar s-a vândut, super, s-a vândut de 2 ori în iunie pe Shutterstock. Mi se pare, aud tunete, vă grăbi procesul de filmare. Pe locul numărul 5 se află Dreamstime și Dreamstime s-a ridicat, luna trecută era un pic mai jos și a vândut mai puțin luna trecută, dar acum mai bine. A vândut 4 poze la 3 dolari 5 cenți, super! A vândut o poză cu secoia în ghiveci și a vândut de fapt de 2 ori în lună această poză, odată s-a vândut cu 2 dolari și odată cu 35 de cenți și reiese că 2 dolari 35 de cenți. De asemenea, a vândut o poză cum îngrijeam violeta africană, super, tăiam frunzele, cu 35 de cenți. Și o altă poză care a vândut Dreamstime, o poză cum plantam o sămânță în substrat, la fel cu 35 de cenți. Pe locul numărul 6 se află Deposit Photos și Deposit Photos o duce bine și a vândut 8 poze la 2,35 de cenți. A vândut această poză cu kiwi Actinidia arguta, pe care planta o am în grădină și s-a vândut cu 60 de cenți poza, super! S-a vândut de asemenea o poză cu smochin, un păhăruț de plastic cu 30 de cenți, asta e, și niște frunze de hrean, la fel cu 30 de cenți. Iar acum, hai să vedem restul pozelor care s-au vândut pe Deposit Photos. Pe locul numărul 7 se află 123RF și 123RF a vândut mai bine ca în luna mai, a vândut 5 poze la 1 dolar și 8 cenți, fiecare poză s-a vândut cu 21 de cenți. Rădăcini de bananier cu 21 de cenți pe care v-am arătat video, am făcut și video și poze, asta e. Două poze de bananier pitici diferite cu 21 de cenți fiecare, reiese cu 43 de cenți pe aceste poze, super! Cartoful dulce în apă, pe care l-am fotografiat în 2021. Bă, plouă! Ne ducem că plouă! Vine ploaia de-a puternică. Ei bine, și să vă arăt încă o poză care s-a vândut pe 123RF. Un butaj de trandafir japonez care la fel s-a vândut cu 21 de cenți. Asta e, îmi pare bine. Și pe locul numărul 8 se află Big Stock și Big Stock a vândut 4 poze la 1 dolar. Reiese 25 de cenți pe poză, deci hai să vă arăt ce poze a vândut Big Stock.
aceste două poze cu violete africane. O poză editorial cu lucrări de finisare, am fotografiat un om acolo și de aia am încărcat ca editorial, s-a vândut, îmi pare bine, poza a făcută în 2020 și niște rădăcini de ficus elastica într-un pahar cu apă s-a vândut super, îmi pare foarte bine. Și în total pentru luna iunie 2022 mi-a ieșit $50, 94 de cenți, super datorită lui Adobe Stock pentru că a selectat poze în colecția gratuită și $20 am făcut. Așa, easy. Și în total s-au vândut 73 de poze în iunie. E bine, cam atât pentru acest video. Mulțumesc pentru vizionarea până la capăt. Asta înseamnă foarte mult pentru canalul meu. Abonați-vă, puneți un like și dacă doriți, cum am spus, încărcați multe poze pe site-ul de stock. Link-ul sunt în descriere, așa că o zic mai faină și mult succes! Până data viitoare!